Bună seara și bine v-am regăsit la Infomedica. Aceasta este o seară specială pentru că alături de mine am invitați deosebiți. Așa cum v-am promis în urmă cu două ediții, părintele Constantin Capșa de la Parohia Sarata a venit din nou să ne vorbească în apropierea Crăciunului despre sănătatea sufletului, despre post, despre rugăciune, despre iertare. Și ne-a făcut o surpriză, un cadou pentru mine, pentru dumneavoastră, un grup de patru domnișoare foarte drăguțe și talentate care ne vor colinda și ne vor încânta în această seară. Bună seara tuturor, bună seara părinte, bună seara fetelor. Bună seara dumneavoastră și vreau să spun că aceste fete sunt produsul liceului pedagogic din Piatra Neamț, unde predau eu și de aia au venit să ne colinde pe noi și pe toți telespectatorii. Și le mulțumim foarte mult și le ascultăm Mirunei, cu dragoste. Ștefanei, Arinei și iar Mirunei. Pentru că ne grăbim să vorbim cât mai multe lucruri și să ascultăm cât mai multe acorduri așa duioase care vor duce la sănătatea sufletului, le dau cuvântul, ca să zic așa, invitatelor noastre să ne colinde și să ne încânte. Mult succes, fetele! A sosit ziua cea sfântă peste întreaga lume, să dea bunul Dumnezeu numai gânduri bune. Ziua sfântă de Crăciun, bucurie multă, parcă-i raiul pe pământ, Doamne, ce zi sfântă! Doamne-ți mulțumim cu drag prin colinda noastră, că te înduri și ești cu noi, ești în orice casă. Oameni buni și mulți copii colindă cu drag, la bogat sau la sărac, calcă orice prag. Pământul curat și alb, fără răutate, oameni buni un pic mai drepți, suflete curate. Doamne-ți mulțumim cu drag prin colinda noastră, că te înduri și ești cu noi, ești în orice casă. Doamne-ți mulțumim cu drag prin colinda noastră, că te înduri și ești cu noi, ești în orice casă. Ești în orice casă. Felicitări și colegii. Covarul se șterne iară din crivățul dezlănțuit. Noi colindăm pe timp de seară, creștin Crăciunul a sosit. Creștin, Crăciunul a sosit. În cerserarea aceea bune și timpul parcă s-a oprit, ca micul prunc venit pe lume să-și doarmă somnul liniștit, să-și doarmă somnul liniștit. Și cerul parcă se încălzește, iar vântul aspra contenit, în suflete speranța crește, creștin Crăciunul a sosit, creștin Crăciunul a sosit. De aceea noi pe timp de seară
și troienii. Vă colindăm și spunem iară, creștin, Crăciunul a sosit, creștin, Crăciunul a sosit, creștin, Crăciunul a sosit. Bravo, fetele, bravo! Mulțumim, poftim. Marina și Ștefana. Ia să vedem și colega. Nașterea Domnului nostru, leruiler, florile-s dalbe, noi cu toți știm cum a fost tu, noi cu toți știm cum a fost tu. În lesle sărăcăcioasă, leruiler, florile-s dalbe, vruta Domnul să se nască, vruta Domnul să se nască. Și când s-o născu Hristosul, leruiler, florile-s dalbe, Irodot fost muniosu, Irodot fost muniosu. Și-a trimis poruncă în țară, leruiler, florile-s dalbe, pe toți pruncii să-i omoare, pe toți pruncii să-i omoare. De doi ani și mai în josul, leruiler, florile-s dalbe, ca să-l taie pe Hristosu, ca să-l taie pe Hristosu. Și de acum până în vecie, leruiler, florile-s dalbe, mila Domnului să fie, mila Domnului să fie. Mulțumim tare mult, aceleași mulțumim, gânduri și urări de bine și părinților și profesorilor și colegilor voștri. Vreau vă să mulțumim. Întreb pe fete dacă vor merge la colindat cu vocile astea frumoase. Vă mulțumim. Da? Vă mulțumim frumos de... Vă mulțumim și cu siguranță vă mulțumesc și în numele celor de acasă. Glasurile voastre și colindele au fost un adevărat balsam pentru liniștea sufletească. Vă mulțumim! Mulțumim! Ne reîntoarcem după o scurtă pauză alături de Părintele Capșa să continuăm discuțiile, să începem și să continuăm discuțiile despre sănătatea sufletului, despre post, rugăciune și iertare.